Mai 2020. Până la vârsta de 50 de ani nu am văzut așa ceva. Credeți-mă! Duminică și luni, aproape toată România a avut de a face cu furtuni și grindină. S-au rupt norii în partea de est a țării, unde autoritățile au închis duminică parțial mai multe drumuri din cauza torenților veniți de pe versanți. Furtunile puternice au compromis culturile agricole în vaste regiuni ale țării. Virginia a făcut, o fuge pe un curte, că ne-am colo tot. Așa a arătat vremea în Prahova în ultimele două zile, unde grindina a căzut în mai multe zone, printre care Urlați și Măneci Ungureni. În Buzău, străzile s-au inundat, vijeliile și grindina au lovit și în culturile oamenilor, oricum fragile din cauza secetei. Comuna Matca din Galați, de unde vin mare parte din legumele românești, este puternic afectată. Grindina a lovit dur această comună, unul dintre cele mai importante centre legumicole din România. Mai multe sere au fost distruse, spun cultivatorii care își evaluează acum pierderile. Și zona Moldovei a fost lovită de furtună încă de noaptea trecută. Luni dimineață, torenții de pe versanți au acoperit șoselele.